Salutare băieții mei, îmi pare rău că sonorul a fost închis, am uitat. Mă rog, o să mă uit eu la live-ul cuiva cu 50-20, așa că o să-l închid din nou. Salutare, băieți! Ne-am întors aici pe live. După ce m-am uitat la ăla, nici nu cred că o să mă mai joc până am fost vreodată în viața mea. Ia să vedem ce challenge să facem. Petrișan 1, ăsta. Și că nu mai, și că nu mai jucăm până în viața mea. Și challenge.
Că nu mai joc FNAF în viața mea. Ce da, eu nu știu ce ales să mă joc în toate de căcat. Cică, după ce m-am uitat la asta, nu să mă mai joc FNAF în viața mea, ce challenge o să mai facem? Bă, mie încă mi-arată poza aia cu mă, tu vrei buleală. Păi da, că e delay, stai să zic că e delay. Gata. Bă, dar îmi zice că nu e delay. Bă, ăștia de la OBS sunt cu capul. Bun. Știți ceva? O să ne facem propriul nostru challenge, băieți. Ia, toți abonații mei, scrieți în challenge. Hai, Eric, fii atent. Fără să te uiți pe joc, alege un număr. De la 1 la 50. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bun. Zi o dificultate, dar nu fi țără noi. Hai să nu fiu 10. Hai de capul meu. Bun, mai zi încă un. 8. Și dificultatea? 8. Ok, ăsta oricum era ușor. Hai, încă 3 numere. Ok, o să aleg 48. De ce ești prost? Că știi ce e la 48. Ba nu, bă. Ia zi pe ce dificultate. Lasă pe 1. Bun. Sper să nu vine deloc. Așa, și încă unul. Stai. Eu că am zis să zic că 5, dar e ok. Bă, nu mă, că tu intri în joc și îmi spui. Ba nu că nu... Bă, dar eu sunt pe telefon acum, eu mă pe telefon. Ia-l pe 43. Nu, stai. A, bă, că tu te uiți la o poză pe net ca să vezi. Țărănoiule. Nu, aleg 31. Random, acum serios. Ia. A câtelea? 31. 31. Bă, dar nu stau să ascult sunetul, că mai și vorbești după fundal, zi 32. Cât? Ce levă? Maxim. Puțe dracu, că știai cât să iau. Ba nu. Ba, dar na, bă, eu sunt pe live acum. Hai, am dat drum. Am și uitat ce animatron am, stai să mă mai uitat, că am uitat. Deci, ăsta așa, ăsta trebuie să pun masca, avem... Bă, tu de ce l-ai pus pe Golden Freddy? Păi pentru că l-ai ales, ăla a fost primul pe care l-ai ales. Și de ce ai pus-o pe Mangle? Păi și pe aia ai ales-o, bă, tu ești prost, mi-ai zis la început două numere, random. Ești cu capaciulă. Bine, nici nu trebuie să fac nimic, trebuie să fac că vine Golden. Puț aici sau dacă vine asta. Faci-o leacă. Ce? Era să-mi iau la buci. Come on, bitch. Dar ce se întâmplă dacă nu dai reset la ventilation? Ce se întâmplă? Da. Băi, ți se sting luminile. Bun. Bă, am uitat asta. Da, dai bine, că i-am pus unde trebuia.
Proastă. S-a lovit. Ia să apăs pe ăsta. Băga mea și am crezut că-mi dă jumpscare. Uite, mă, că pusai masca, mă! Bă! Oh my! Bă, băieții mei, eu v-am zis că sunt praf la mine ca să mai dar las că mă revanșez pe robot. Am pus bă, masca, bă! Vine ăla și-mi bagă deștele în ochi înainte să-mi bag masca. Ia, uite-l, bă! Atât de aproape. Mamă, ce-a... Oh my god, a venit ăsta sub mine aici. Nu-ți face nimica. Știu, bă, dar... Mă enervează că vine și... Bă, ce mă enervează Golden Freddy, bă, ga mea, de ce l-ai ales, bă? Așa trebuie să stau cu mouse pentru că vine. Bă, dar de ce nu stau eu cu masca pe cap și spun asta? Ia stau eu cu masca pe cap și gata. Nu mă, că nu mai are jocul amuzamentul ăla, bă, nu? Știu. Stai, mă, stai un pic. Stai, tăcelea, că vreau să aud ceva. Un urlet de-a tău. Îmi pare rău că am uitat să ascund cursorul, da, aia e. Ce, bă? Ia-ți pornești ăsta. Care? Ventilator. Mamă, la fix! Bă, deci dacă vezi faza aia ce schema am făcut și nici nu știam că e în birou. How are you on the sea? How are you on the sea? Ai de capul meu, ce era să-mi iau acolo? Lasă-mă, păi, atâta mă enervează copchila aia. Copchilu? Oh! Bine. Bă, dar Bibi e copil, mă, nu copchilă. E fată, mă! Bă, e băiat, balun boy, bă. Bă, balun... Cum, bă? Didi, balun boy. Vezi că o cheamă Didi. Didi e prescurtarea... Bă, Didi e prescurtarea de la... Nu știu, ceva cu duri, nu știu. Bă, morți. Nu te bă, pana mea. Vine asta sub mine și zice excuse me, I want to tell you something și apoi începe să aude. Ai văzut, bă, Eric, ce schemă am făcut cu harta și cu masca? Hai, băieți, că e aproape 5 AM. 5 AM. N-ai cum, bă, deci dacă nici data asta, atunci n-am trecut din neatenție cu avent ăla și m-a băgat degetele în ochi. Bine, bă, frate, deci frate... Iar era să-mi deci, bage degetele în ochi, vine ăsta de două deci, ori odată. Deci, fii atent, eu o să intru pe piscina la mine și o să fac la fel același lucru cum ți-am făcut eu ție, da? O să-mi dai niște monștri și dificultăți, da? Da. Ok, hai. Vrei să pună... Stai, mă, că mai am câteva secunde. Da, ok. Ca să... De ce nu mă las să pun ăsta aici?
Încă 10 secunde, putem ca băieții să ținem toate astea ca să-l copi pe Rafael. Și pornim și asta, îmi pun și asta în cap. Gucci! Gata! Poftim? Gata și cu jocul ăsta de rahat. Punem frumos imaginea asta până capturăm ce are Eric acolo. Ok. Deci fii atent. Stai, boss. Deci, spune-mi un animatron de la 1 la 50. Stai să pornesc o cameră de aia acolo. Ok. Ok, și eu o să am doar 3, bă, da? Bă, așa, gata. Și mi... Ok, gata, mă, l-am pus. Pornește camera. Hai, zi. Pornește zi camera. Numărul. Pornește camera. Dar nu mă zi numărul, că mai că mai are o treabă la laptop. Zi numărul așa și după aia pornesc camera și ți arăt. Dar zi numărul și eu îl copiez. Deci. 21. Da. Dificultate? 15. Bun. Următorul. Douăzeci șapte. Bun. Dificultate? 20. Bun. Următorul. 34. Asta e ultimul. Dar ce ai învățat, dar numai 3, eu aveam 4. A, bine. Și dificultate? 9. Și ultimul? 45. Dificultate? 11. Deci ți-am dat 21, 27, 34, 45. Vezi că ți-am trimis pe canal, nu... Vezi că ți-am trimis pe Messenger să nu intri, ca să le știu. Ok. Băieți, o să așteptăm aici oleacă până apucă Eric. Până atunci o să pun o melodie de fundal ca să ne distrăm cu toții. Stai! Hai că v-am pus, stai să dau sunetul la asta. Această fără laptop. Îmi pare rău că dezamăgim abonații, dar acest live este sponsorizat de Rafael Flixgamer. Așa că o să las cu prietenul meu Andrei să vă povestească. Andrei, spune ceva despre această comunitate unită. Deci, noi suntem o comunitate foarte unită, avem undeva la 790.000 de abonați. Trebuie să vă zic neapărat că vă mulțumesc pentru cele 25.000 de like-uri la acest live și 30.000 de vizionări. Mulțumesc tuturor care vizionează live acest live. Deci, haideți să vă spun povestea cum l-am cunoscut eu pe Rafael Stoica. Așa îl cheamă. Stai, nu mai râde de prietenul meu, Rafael Stoica.
pra comer escapar esse live. Stai ascultând să vă pun o melodie în timp ce povestesc aici aia. Să vă pun una de aia Cileanu pe fundal. Hai că am găsit un live pe YouTube. Shout out to Chill Hop, Hop Music. Vă rog frumos, nu-mi dați copyright. Mie-mi place Kaido. Mă, tu vrei buleală? Bun. O să vă... De fapt, nu o să-mi bag joc. Haideți să vă spun povestea mea, cum l-am cunoscut pe Rafael. Deci, eram într-o seară, da. Și am dat mesaj lui Rafael: Rafa, vrei să faci un live cu mine cu Roblox pe un obi cu 1000 și ceva de astea de nivel? Și eu zic, da, și am și făcut live-ul, aveți pe canal. Live cu Rafael se cheamă, deci live-ul cu Rafael se cheamă live cu jocuri ăla cu Dead by Daylight, cu thumbnail-ul cu Dead by Daylight, dar de fapt mi-am jucat Roblox. E doar aia, iluzie optică. Așa. Și l-o chema și pe Mario să ne jucăm și ne-am jucat toată noaptea cu el. Eu îl cunosc pe Rafael Stoica de când el avea 14 ani, pentru că eu aveam 15 atunci. Aș vrea să-i fac o promovare bunului meu prieten Rafael, că tot încearcă să mă treacă la Boraz, dar nu reușește. Să încearcă să treacă, dar pe minus. Da, și mă din gură. Eu am foarte mulți abonați, nu l-a ascultat pe ăsta, puteți să vă uitați și la canalul. Aoleu, bă, înseamnă că iluzia optică cu 16 abonați e... Pe iluzie optică. E bună. Iluzie optică, mă. N-am atâta. La asta? Ai mai puțin. Nu, am 10 milioane de abonați. Bă, tu mai șterzi pe chat. Nu. Băieți, o să vă arăt imediat dovada. Da? Ca să nu se mai creadă ăsta mare puță în cur. Uitați-vă aici, băieți, cât subscriber scrie? A? Cât subscriber scrie? 10 milioane de subscriber. Da? Aici view-uri astea-s doar iluzii optică, din cauza că sunt prea multe deodată și nu le procesează YouTube. Ia uitați aici ce scrie. Bă, Andrei, mie știi ce-mi place. Nu-ți place nimic. Ce? Mi-mi place că nu arată view-uri. Nu arată că-ți vizionează. Pentru că suntem prea mulți și nu procesează YouTube-ul. Stați puțin imediat aici. Să vă dau și o vedere, să vedeți cât sunt la live, că numai eu pot să vă dau adevăratul număr. Câți oameni sunt la live, voi nu puteți din cauza că sunt prea mulți și YouTube-ul nu poate să proceseze vizionările. Salutare, băieții! Imediat, băieții mei. Eu am intrat pe alt live. Gata, băieții mei, imediat vă arăt, imediat. Uitați aici. Uitați. Stați puțin, s-a întâmplat o vrăjeală aici.
Gata. Bă, da, știi ceva, nu vă mai arăt cum am supărat. Ce țigani ești. Bun, hai că mă duc acum la laptop. Frate, mă, Matei Damaschin mi-a zis că-i fusă hackuit contul. De asta mi-a trimis aia. Bun. Deci, nu închidem chestia asta. Doar o punem pe... Așa. Andrei? Stai să dau pit-urile alea, că mai încet. Pornește camera aia. Ok. Hai să mergem. Deci... Stai, mă, bă, pornește camera. Păi asta fac. Ok, am pornit-o. Hai să văd care e scena cu camera, că nu o găsesc. Bun, deci vezi, da? Uite, stai, bă, că n-am scena cu camera. Așteaptă să mai fac una. Deci, tu mi-ai zis. Hai. Gata. Ia uite deci cum ține, două... bă, la pune-ți bă telefonul cumva să vadă ca lume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Ce-a care? Că nu arată, arată cu telefonul. Ăla, pe cât te-am pus să-l pui? Pe 15, very easy. Deci ăsta este 21. 22, da. 23, 24, 25, 26, 27, să rămân, am mai pus pe 20. Aoleo. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ba, filmează că nu se vede. 34, nu! Pe cât te-am pus? Pe 9. Dar ce face aia? 45. Asta vine prin duct și e enervant rău. Și 45, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Fuck! Ai numai spus? Ușoare ți-am dat. Știu. Bun. Și acum zic ce face fiecare, da? Nu, nu zici. Dă-i star, mă, că nimănui, nimănui, bă, nu-i pas. Oricum toată lumea s-a uitat la Rafa, la toate episoadele prietenului meu Rafael Stoica și-a văzut ce faci fiecare. Pornește. Nu-ți mai arăta bulanele și pornește. Stai așa să-mi pun kit-ul meu de gaming. Ok. Deci se vede, da? Deci eu nu pot să țin telefonul în mână. Nu știu cum o să fac. Sprijină-l de burtă. Fac. Sprijină-l de burtă. Se vede? Da. Hai mă că se vede. Dă-o leacă mai în jos monitorul și se vede perfect. Mai în jos, bă, mai spre tine, adică. Încă o leacă. Așa, așa. Lasă așa, s-ar putea să vede. Apoi eu nu văd nimic, dar bine. Ok, haide băieții, challenge-ul dat de prietenul meu foarte, foarte bun. Rafael Stoica. După el, prietenul meu Andrei. Dați like la live, abonați-vă. Și live la chiar like. Chiar dacă nu se uită nici. Și live. Ce? Se uită 11 milioane de abonați. Ia uite-l ce se joacă. Vă las să vă uitați acolo, băieți. Cât eu fac niște treburi pe aici. O să opresc biturile că n-am chef. Bă, s-a blocat imaginea. Bă. Ăsta băiatul meu cred că s-o da pe mut.
Deci băiatul nostru aici, Eric, nu știu ce face. Am zis că vine imediat. Până atunci hai să creăm un beat, băieții mei.